Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește. Bună dimineața, oameni buni! Am intrat în direct după o pauză de o săptămână luată, hai să spunem așa, din motive de protecție la redacție. Am revenit cu cafeaua de dimineață după ce ați văzut cu toții aseară, sau cine n-a văzut află acum, la vecinii noștri din Suceava a fost declarată stare de carantină pentru municipiul Suceava și 8 localități din jur. Acolo lucrurile au explodat din 2100 și ceva, poate acum deja situația este depășită din cazuri. În momentul acesta la la Suceava sunt 600 de cazuri, ceea ce este aproape incredibil, 24% din cazurile naționale. Acolo situația a fost scăpată de sub control și cred că în curând vom afla lucruri, cum să spun eu, nu prea plăcute din zona respectivă, apropo de acțiunea autorităților vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Ca să nu mai vorbim foarte mult fără să vorbim despre fapte concrete, în acest moment vă anunț că l-avem în emisiune pe prefectul județului Neamț, domnul George Lazăr, cu care vom discuta cât se poate de multe aspecte privitoare la ceea ce se întâmplă în Neamț și nu numai în acest moment. Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața, domnul Bărănescu! Vă mulțumesc că ați venit în emisiune, pentru că eu consider că informarea este baza în acest moment asupra tot ceea ce se întâmplă și cred și merg înainte pe ideea că poate la Suceava nu s-ar fi întâmplat chiar așa ce s-a întâmplat dacă ar fi existat o informare adecvată. Haideți să începem mai direct. Ce anume ne puteți spune despre situația acum în Neamț, dacă aveți ceva date? Da, acum în Neamț, datele de, în afară de persoanele care sunt au fost testate pozitiv, nu putem da detalii exacte. Oricum, per ansamblu, pentru opinia publică, județul Neamț este într-o zonă în care nu ar trebui să existe, cel puțin la acest moment, îngrijorare sau o stare de îngrijorare. Nu avem o cazuistică. Haideți să spunem, să nu existe o îngrijorare cum e la Suceava, îngrijorare. Exclus, nici pe departe. Deci, îngrijorare trebuie să existe, adică trebuie să ne protejăm în continuare, trebuie clar, să dar luăm măsurile respective, pentru că să nu creadă lumea că e de acum. Făceam, este corect spus dumneavoastră, făceam o paralelă sau o comparație cu Suceava. Sigur, la Suceava situația nu arată deloc îmbucurător. De altfel, și aseară, ministrul afacerilor interne a dat ordonanța numărul 6 militară, prin care orașul Suceava și 7 comune din împrejurimea orașului Suceava sunt în carantină. Nu se iese, nu se intră, decât vorbim doar de transporturile de marfă sau de zonele de apărare strategică. În rest, nu se intre, nu se iese. Județul Neamț, comparativ cu județul Suceava, dar comparativ și cu alte județe din țară, ca și număr de persoane testate pozitiv la acest moment, nu avem o situație îngrijorătoare. Nu avem un număr care să ne dea motive de îngrijorare deosebită. Situația este ținută, din punctul meu de vedere, astăzi într-o zonă de siguranță și într-o zonă de control. Adică știm foarte bine câte persoane avem carantinate, câte persoane se află în autoizolare, cu nume, cu adresă, cu domiciliul la fiecare. Știm exact care sunt persoanele care sunt pozitive, câți avem internați pe Iași, câți avem internați pe județul Neamț, câți au ieșit din externare și s-au vindecat, pentru că și asta la un moment dat trebuie spus că nu toate persoanele care au fost testate pozitiv pe raza județului Neamț sunt la acest moment în spitalizare în continuu. În continuare sunt și persoane care au ieșit din zona de spitalizare și s-au întors acasă în familie, fiind testate negativ. Da, domnul prefect, haideți să vorbim un pic despre partea asta de prevenție în acest moment. Lumea, în general, vorbește așa.
Dom'le, medicii sunt trimiși în linia întâi fără ceea ce trebuie să aibă la ei, echipamente de protecție. Forțele de ordine, la fel. Haideți să lămurim un pic lucrurile. Cum stăm din acest punct de vedere? Uitați, după emisiune să vă dau adresele pe care le-am primit în cursul zilei de ieri, că am făcut solicitări scrise către toate instituțiile, inclusiv Spitalul Județean Neamț, ca să ne indice stocurile de material, de materiale și de echipamente de protecție la zi, actualizate. Sunt două paliere. Dacă vorbim pe de o parte de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru că am avut și ieri o abordare într-un briefing de presă și am văzut că și mesagerul de Neamț a preluat informația. Acum câteva zile în urmă, președintele ATOP, dintr-un, părerea mea, într-un scenariu politic total greșit și total inadecvat la aceste timpuri, a încercat să braveze făcând afirmații scandaloase din punctul meu de vedere și informații neadevărate pe care le-a proliferat într-un ziar online de pe raza județului Neamț. Acele informații au fost ferm și clar de altfel combătute, atât prin declarații date de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, IPJ, Jandarmerie și ISU, și de mine în calitate de prefect al județului Neamț. Deci la această oră, sigur, dacă vorbim de stocurile de materiale, ele există. Dacă vorbim de necesarul de materiale pe zi, pe săptămână, de acum încolo, sigur că stocurile de materiale trebuie să crească, trebuie să ajungă materiale noi, materiale de protecție, atât pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne, cât și pentru spitalele din județul Neamț, mai mult de atât pentru Spitalul Județean Neamț, care este un spital COVID, care tratează COVID-ul. Stocurile de materiale nu sunt astăzi, la momentul la care vorbim, suficiente să ajungă de acum încă o lună de zile. Dar asta nu înseamnă că astăzi, mâine, poimâine, zilele imediat următoare, nu avem stocuri de materiale cu care doctorii sau structurile Ministerului Afacerilor Interne să le poată folosi în acțiunile pe care le au sau în tratarea pacienților. Sigur, stocurile de materiale sunt într-o dinamică, în fiecare zi sau la două zile, prin intermediul Departamentului de Situații de Urgentă și prin intermediul situației ISU Neamț Petrodava, ajung materiale de la București sanitare și echipamente de protecție care sunt oferite, pe de o parte, cadrelor medicale, ambulanței, DSP-ului, UPUS, MURD, Poliție, Jandarmerie, ISU. Mai sunt suplimentar și oameni de bine pe care îi apreciez, care fac parte fie din ONG-uri sau sunt oameni care susțin ONG-urile aflate pe raza teritorială județului Neamț și care fac donații consistente fie financiar, fie în echipamente de protecție, care ajung aceste echipamente la actorii pe care i-am amintit mai devreme. Sigur, întotdeauna e nevoie de materiale suplimentare. Nu spune nimeni că nu mai este nevoie, dar nu suntem într-o zonă de alarmare efectivă în care, domnule, astăzi dacă doctorul intră la triar sau pe UPU sau pe secția de infecțioase la Spitalul Județean, nu are echipament de protecție. Dacă polițistul iese în stradă, nu are echipament de protecție, sau jandarmul sau cel de la ISU. Da, ați văzut cazul de la Orăștie zilele trecute, ieri parcă, când niște medici au zis că își dau demisia și pleacă. Avem așa ceva în Neamț în momentul acesta? Discuții, domnul Bărănescu, ca și noastră știți foarte bine, sunt tot felul de discuții. Sunt discuții, ca să vă dau exemple, și nu o să folosesc nume, că celelalte spitale de suport din județul Neamț nu vor să, și au făcut adrese oficiale în sensul ăsta, că ei nu își deleagă doctori sau personal medical către spitalul de urgență Piatra Neamț. Suntem într-o stare de urgență totuși. Asta a fost la un moment dat filozofia lor. Începând de ieri, este ordin al ministrului afacerilor interne și ordin al șefului, al domnului Raed Arafat, comandantul acestei acțiuni, care spune clar că la propunerea Direcției Sănătate Publică, prin ordin emis de prefectul județului Neamț, medicii se deleagă între spitale în interiorul acelui județ în interesul sănătății publice. Ordinele se execută, detașarea se execută, nu se poate pune problema pe această situație de urgență că nu îți faci detașarea sau nu execuți ordinul primit, ca să spun așa, în termeni ușor militari. Deci situația asta a fost reglementată și vom avea doctori care vor veni la susținere din alte spitale de pe raza județului Neamț, la Spitalul Județean Neamț, pentru a susține activitatea și cadrele medicale de la Spitalul Neamț.
Deci haideți ca să mai înțeleg o dată. Au fost unități medicale, da, spitale, care, da, au spus așa, noi nu detașăm, da, medici. Da, cu subiect medical, da. Asta a fost filozofia lor la un moment dat, săptămâna trecută. Acum, prin ordin al comandantului acțiunii a domnului Raed Arafat și prin ordin al ministrului afacerilor interne, s-a rezolvat acest aspect din punct de vedere de legalitate. Mai rămâne, dar am spus de o filozofie care exista la un moment dat, când m-ați întrebat de ce se discută. E foarte important ca aceste lucruri să fie discutate. Și după cum noi am făcut tot ce a ținut de noi ca presă, și aici vorbesc cam de toată lumea, să fim alături de cei care ajută medicii. Corect. Și să spunem, domne, este nevoie, haideți să facem. Pe de altă parte, mie nu mi se pare absolut normal, și am și scris acest lucru, să nu existe pe site-ul spitalului sau ale spitalelor o situație clară a materialelor ca să vadă toată lumea. Eu aș face chiar pe secții. Ce a primit ATI-ul, ce a primit ăla, ce a primit ăla, ce a primit ăla. Și care sunt stocurile? Păi ca lumea să știe. Vă mai dau un exemplu, domnul Bălănescu. Vă rog. Săptămâna trecută, cred că undeva marți sau miercuri, în sistem de videoconferință cu domnul Arafat, cu spitalele, cu DSP-ul, cu ISU, s-au repartizat prin intermediul Departamentului de Situații de Urgență Național și pe structurile județene, s-au repartizat un număr de combinezoane și de măști. PPP3, măști profesionale, pentru, în special pentru cadrele medicale. Când a ajuns la județul Neamț, eu știam stocurile de materiale care au fost venite, știam că au fost și repartizate și modalitatea în care au fost repartizate. Ca să aflu în videoconferință că doamna Pavliv de la UPU spune: domnul prefect, știți că eu nu am măști, nu am primit. Zic: doamne, nu se poate. Cum adică nu ați primit? Păi ce vă spun sub cuvânt de onoare, că nu am primit. Mă uit la șeful de la ISU și spun: domnule, dumneavoastră nu ați dat, pentru că mie, pe chestionarul pe care l-am, mi-apare că au ajuns măști la spital. Și de la ISU spune: domnule, noi am dat numărul de. Au dat spitalului. Au dat spitalului, corect. Nu la UPU. În videoconferință îl întreb pe domnul Arafat: domnul Arafat, cum procedăm corect? Pentru că am avut niște echipamente, le-am distribuit pe intermediul ISU, dar la UPU nu a ajuns. Și domnul Arafat îmi zice: înseamnă că e o problemă cu managerul spitalului, luați legătura cu el, domn prefect, și spune să de la UPU. Nu se poate așa ceva. S-a terminat videoconferința, îl sun pe domnul manager. Lăsați-mă să ghicesc. V-a spus că le-a dat la UPU. Nu. Și îmi spune: da, trebuia să-i dai eu lui UPU, păi să vină UPU să-mi ceară. Domnule, lăsați orgolii la o parte. Aici deja este, frizează inconștiența. Da, zis, lăsați orgolii la o parte dintre oameni, lăsați simpatii sau antipatii la o parte. Cei de la UPU sunt în prima linie, dacă vreți. Sunt în linia zero, dacă vreți. Zic, dați-le materialele la oamenii de la UPU. Păi să vină să-și ia. Asta a fost răspunsul. Zic, domnul director, mergeți dumneavoastră, până se termină videoconferința și ajunge doamna Pavliv înapoi, dați materiale sanitare pe care le-ați primit de protecție. Nu trebuie să vină doamna să își ia sau să vă roage sau să afle de la ISU sau de la mine că la spital, fără să știa, au ajuns materiale. Dacă se mai întâmplă treaba asta două oară, am pârghie legală pe articolul 19 din decretul prezidențial pentru stare de urgență și luăm alte măsuri. Nu e corect. Lăsați la o parte orgolii personale, profesionale, simpatii sau ce vreți dumneavoastră și asigurați și celor de la UPU materiale sanitare. Ok, ok. Deci se întâmplă astfel de cazuri, astfel de situații în care eu personal nu pot să înțeleg. Să pui orgolii sau vanități personale în aceste momente de criză, neasigurând efectiv siguranța sau securitatea în munca cadrelor medicale, doar bazându-te pe niște orgolii sau vanități persoane sau antipatii. Eu cred că nici măcar de atâta nu este vorba. Este vorba pur și simplu. Nu pot să-mi dau seama atunci despre ce e vorba mai mult. De nepăsare. Nu poate să nu-ți pese. Nu știu, eu din momentul ăsta... Din punct de vedere uman. Eu nu mai am cuvintele la mine de când mi-ați spus. Deci eu nu am cuvintele la mine. V-am dat o situație care s-a întâmplat săptămâna trecută. Eu de acum trebuie să mă îngrijesc efectiv și îl chem pe domnul colonel, acum la comanda ISU, e domnul colonel Găman Claudiu, pentru că domnul
Leonte, care era împuternicit, este într-un concediu medical câteva zile. Și, dar nu are probleme. E în regulă. Am adică înțeles. COVID-19. Haideți să spunem. Nu, nu are COVID-19. Da. E în regulă omul. Deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Domnul colonel Găman este la comandă. E în regulă. Nu e o problemă. Și îl chemă fiecare zi să avem o raportare clară. Dom'le, ai primit azi ceva? Nu, n-am primit. Bun, când primești? Primesc diseară sau primesc mâine materiale? Bun, hai să vedem cum le împărțim aceste materiale. Și vreau să se asigure cel de la ISU că materialele ajung efectiv la fiecare. Și la UPU și la spital, la fiecare. Pentru că altfel ne trezim într-o situație sau într-un scenariu, Doamne ferește, în care s-au primit materiale, cineva le ține pe un magazie, zice, bă, lui secția, nu știu, chirurgie, nu-i dau, că nu-mi place mie de domnul de la chirurgie, dar numai pe secția de cardiologie, dau un exemplu, că ăla mi-e prieten. Adică nu putem gândi într-un scenariu în care am primit, le țin pentru mine și nu le distribui. Acest scenariu este păcubos. N-ar trebui făcute sau să existe, ele ar trebui să existe niște proceduri clare, UPU, ATI, nu știu cine, boli infecțioase. Ăștia sunt primii. Trebuia, normal, trebuia să primească, da. Numai că a uitat cineva să mai unzești pe doamna Pavlic. Ceea ce nu mi se pare absolut deloc în regulă. Nu-i țin apărarea, Doamne ferește, doamnei Pavlic, în fața al cuiva. Dar țin apărarea, în general, cadrul medicale și mi se pare de bun simț de securitate în muncă, mai ales de protecție în cazul COVID-19, ca tot personalul medical care este în prima linie să aibă tot ce înseamnă materiale și echipamente de protecție. Într-adevăr, nu, pe Mapamond sunt sute de mii de persoane testate pozitiv. E o nevoie de materiale medicale și de protecție enormă. România a importat masiv în ultima perioadă. Am început să producem și noi, am văzut la diverse fabrici în țară materiale și combinezoane și mănuși și măști de protecție care vor fi îndestulătoare pentru cadrele medicale. Trebuie să susținem pe de o parte și statul român, pe de o altă parte și mă bucur și laud inițiativa celor care din privat, ONG-uri sau oameni de business au făcut eforturi și au cumpărat din resurse proprii măști, combinezoane sau alte produse medicale și le-au donat unităților de spital. E un gest lăudabil că societatea civilă și-a dat mâna, s-au unit forțele cu instituțiile statului și ajută și sprijină. Asta înseamnă, până la urmă, solidaritate și înseamnă împreună. Asta e cuvântul corect, împreună. Împreună. Să primim tot felul de întrebări. De exemplu, au fost alocate pe neamț teste rapide din lotul de 200.000 primite în România. Personalul medical a fost testat. Nu vorbim de teste rapide în România. Testele rapide, am înțeles că nu sunt foarte... A spus Trăinu Cercel, domnul profesor Trăinu Cercel, foarte clar că testele rapide nu intră în testare în România pentru că marja de conformitate e undeva de 70%. Deci, adică riscul este rămâne de 30% și atunci testezi pe test rapid, s-ar putea să ai niște rezultate, bun bazat că sunt negative, lași acei oameni într-o zonă de libertate în societate și te trezești că 30% dintre ei pe care tu îi considerai negativi ajung să fie sau sunt pozitivi și la rândul lor infectează pe alții. De asta se merge pe testarea clasică. Cu rezultatul acela de negativ, el se duce în comunitate? Acasă, și în familie, la Kaufland, unde vreți, la hipermarket, supermarket, sau lucrează la o fabrică sau undeva, se întâlnește cu colegi și atunci poate infecta. Vă dați seama ce înseamnă să testezi rapid în spital. Și să n-ai o siguranță că doctorii sau personalul medical sunt sănătoși. Ei lăsa 30% din cadrele medicale care pot să aibă risc de infectare COVID-19 și umblă în spital sau în poliție sau în jandarmerie. Păi ai blocat linia întâi. Bun, haideți să discutăm și despre o altă problemă. Sunt multe de discutat și avem probleme în acest moment la nivel de aprovizionare cu bunurile de consum, acelea, cum se spune eu, minimale pentru populație? Din datele pe care le avem, nu. Ieri am fost chiar și în Piatra și în Roma și o să merg și astăzi cu cei de la Protecția Consumatorului la tot felul de verificări în hipermarketuri, supermarketuri și magazine de bricolaj pentru a vedea cum se respectă normele impuse prin ordonanțele militare și pentru a ne asigura că
există produse alimentare suficiente. Din datele pe care le avem și din discuțiile avute cel puțin cu o parte din directorii hipermarketuri de pe raza teritorială a județului Neamț, înțeleg că nu sunt probleme în ceea ce înseamnă aprovizionarea. Deci nu avem astăzi, la ora la care vorbim și în viitorul apropiat, nu există absolut niciun risc de a avea probleme cu bunurile de consum. Am înțeles. Adică au stocuri suficiente, tot ce înseamnă transport pentru marfă merge și în spațiul României și în spațiul comunitar, deci nu sunt probleme, inclusiv în Suceava, care e în carantină, transporturile de marfă continuă să circule și pe Suceava, care e primul oraș din România introdus în carantină aseară prin ordonanța militară, dar marfa circulă. Am înțeles. O altă întrebare. Tot ce este manageriat politic, spune cineva, ar trebui lăsat deoparte. Acum este bolnav și ar trebui să... De 30 de ani trebuiau să facă achiziții, mă rog, sunt angajări pe pile, etc. E mai mult un comentariu al cuiva, un comentariu care altfel este corect în ceea ce spune. Haideți să vorbim ce se spunea de către domnul Arafat, că medicii care vor lucra în perioada aceasta, în prima linie, vor fi plătiți suplimentar. E bine să spunem și acest lucru. Era o discuție, n-am văzut un act normativ în acest sens, care să apară în monitor oficial sau un ordin sau o modificare legislativă. Da, în videoconferințele pe care le-am avut și săptămâna trecută au fost astfel de discuții. S-au purtat cu reprezentanții DSP-ului ai conducerii spitalelor din țară. A fost o astfel de discuție și o astfel de abordare din partea domnului Arafat. Urmează să apară și într-un text legislativ. Până nu apare într-un text legislativ, e în stadiu de oportunitate sau de discuție. Domnul prefect, face cineva în acest moment controle în acele societăți comerciale care încă funcționează și foarte bine că funcționează, unde sunt aglomerări mari de oameni? De exemplu, mă gândeam în fabricile acelea, fabrici, secții, ce-or fi ele, textile, unde sunt foarte multe femei care vin de obicei cu navete. Nu cred că navete. Se mai lucrează în mod deosebit în acele fabrici, că nu mai au comenzi. Nu mai au comenzi, nu? Nu. Cel puțin, știu eu, Smirodava și încă două societăți de la Roma care și-au, aproape și-au sistat producția. Pentru că nu mai au comenzi. Ei, de obicei, fabricile lucrau cu Italia, în cea mai mare parte. Italia e închisă toată. Există vreo, știu eu, bază de date cu societățile care sunt închise în acest moment în Neamț? Sau, mă rog, și-au trimis oamenii în șomaș tehnic? Cred că se poate actualiza o astfel de bază de date. Marea majoritate a magazinelor, ca să zic așa, și a firmelor mici și mijlocii sunt închise. Cred că firmele mari, în construcții se lucrează. În construcții se lucrează, da. În construcții se lucrează și în producție în funcție de capacitatea pe care o au de comenzi. Că până la urmă funcționează în funcție de cerere și de ofertă. Haideți să vă întreb. Da, să pot cei de la Oficiul Protecția Consumatorului și cei de la... Cred că AJOFM-ul ar fi... Și cei de la ANAF pot efectua controle pe această linie și Poliția Comunitară poate efectua controle pe această linie. AJOF o să vadă când își centralizează baza de date să cu cei a intrat în șomaș tehnic. Da, poate n-ar fi rău să vorbiți și dumneavoastră la ministere, la guvern. Nu m-au asaltat oameni cu telefoane și unul din motivele pentru care am reluat emisiunea este acesta. Oameni care zice, dom'le, eu am bani în trezorerie, vreau să plătesc impozitul din trezorerie. Ca să plătesc impozitul din trezorerie în situație de urgență, eu nu pot să trimit un ordin de plată prin online la trezorerie. La trezorerie. Și este absurd. Eu vreau să dau banii statului, dar nu am posibilitatea să merg acolo. Eu sunt administrator, firmă mică, sunt în autoizolare, sunt singurul care are dreptul să ducă ordinul de plată. Deci pe mine nu mă interesează că se amână, eu vreau să fiu corect și să plătesc. Sunt și oameni de genul acesta. Mie da. Mi se pare, i-am transmis un mesaj inclusiv domnului secretar de stat, cred că sau domnul Burduja. Am vorbit și eu aseară cu el și dimineața am vorbit. I-am transmis Burduja. Mesajul acesta. Bine, probabil că este foarte ocupat și nu a reușit să răspund, dar sunt sigur că l-a citit. Este o situație națională. Cred că s-ar putea dacă face... Dacă să spuneți într-o zonă de digitalizare dar și pe bază de... Mie mi se pare prea mult de digitalizare. Sau... Eu îi trimit factura,
El vede dacă am bani în cort, că nu scot banii. Ei, virez tot la stat. Îi dau statului care are nevoie de bani. Este aberant în acest moment ca eu să nu pot să transmit digital de acolo. Nu știu, ar trebui făcut chiar cu o doză de risc. Oarecare. O să discut eu, cu domnul Burdușa, eu vă zic, da. Nu știu care sunt procedurile exact la, între ANAF și trezorie. Asta știu și eu, că la trezorie trebuie să fii tu acolo prezent. Da. Domnul prefect, alte întrebări. Care este, uite, asta este o chestie foarte interesantă. Care este situația? Noi vorbim de Piatra Neamț, de Roman, de Târgu Neamț. Care este situația în sate? Aveți o imagine din satele? Da, adică? Adică, sunt probleme, s-a respectat ordonanța cu magazinele care vindeau și rachiul la pahar. Sunt... aveți cazuri deosebite în comune? Nu avem vreun caz deosebit în nicio comună. Sigur, sunt persoane care sunt în autoizolare în foarte multe comune din... Mai ales cei veniți. Județul Neamț, mai ales cei veniți. Există posibilitatea, riscul să fie ajuns și persoane din străinătate la anumite date când... Și aici s-a creat o confuzie, poate și pentru domnii primari. Că depinde, în funcție de data când au ajuns anumite persoane acasă, ele veneau din țări care erau pe zona de galben, adică pe autoizolare, sau pe zona de roșu de carantinare. Ce venea de pe zona de roșu pleca de la vamă, convoi de poliție și ajungea în carantină. Ce venea de pe zona de galben mergea în autoizolare. Sau veneau din țări care nu erau nici pe galben, nici pe roșu și omul era liber, n-avea nicio obligație. Și atunci, după 2-3 zile, țara din care venise cetățeanul, intrând într-o zonă de galben sau trebuia să facă autoizolare, dar la data care nu venise el, nu trebuia să facă autoizolare. Sens în care a existat și un sentiment de nemulțumire, de panică, cum vreți dumneavoastră, de liniște din partea autorităților locale, că, domnule, ne-au ajuns oameni acasă care nu respectă. Or fi fost și de cei care nu respectă autoizolarea, dar au fost și persoane care au venit la date anterioare intrării pe autoizolare și nu trebuiau să fac această formă de izolare. În mediul rural s-au făcut foarte multe controle și la oameni acasă, la persoane care trebuie să fie în autoizolare, s-au aplicat sancțiuni și sancțiuni mari. Neamțul este printre primele județe ca din nivel țară, de sancțiuni. Da. S-au aplicat zeci de sancțiuni, orientate doar spre maxim. S-au verificat și agenții economici și s-au aplicat și acolo sancțiuni. Nu s-au găsit sau nu s-au identificat localuri mari, baruri, restaurante, cum vreți dumneavoastră, la mediul rural, crâșme, dughene, cum vrem să le numim fiecare, pe înțelesul tuturor, cu care să fie deschise și să desfășoare în continuare activități comerciale. S-au identificat o zonă de alimentară care afară avea și terasă, în care omul își cumpăra practic din alimentară în ideea să plece acasă, dar își cumpărau de la alimentară și mai poposeau cât un grup de 3, 4, 5 și afară pe terasă că mai consumau ceva acolo și s-au aplicat amenzi. Dar în rest să știți că în linii mari lucrurile sunt ok. Adică oamenii au înțeles și au respectat și vreau să vă spun că și primarii, mare parte dintre ei, și am vorbit cu mulți la telefon și am ținut legătura, s-au implicat la rândul lor proactiv pentru a ține lumea în casă, au dat mesaje pe Facebook, s-au filmat, au făcut postări, au mers prin Consiliul Local, prin Direcțiile de Asistență Socială, din poartă în poartă, au stat de vorbă cu oamenii să le explice că e bine să stea în casă. Chiar ei, la rândul lor, înainte să apară ordonanța sanitară care a închis aceste restaurante, baruri din mediul rural, o parte dintre ei m-au sunat și m-au întrebat dacă pot ei, la hotărâre de Consiliul Local, pe situații de urgență, să închidă ei aceste baruri și restaurante sau alte magazine de profil din interiorul comunelor. Deci foarte mulți primari au fost ei proactivi. Foarte și când primarul urmărește în comună, știe exact despre ce e vorba, cine ține deschis, care nu ține deschis, care respectă, care nu respectă și primarul la urma urmei este și poate da sancțiuni el personal. Da, pe zona asta. Foarte multe felicitări pentru cei de la UPU și cei de în linia întâi. Primim mesaje, se lucrează în secții de confecții de la Târgu Neamț, se lucrează și în alte secții de confecții. Lumea ne spune, personalul de la Spitalul Județean când va fi testat? Păi s-au testat domnii doctori și domnule doctori și domnii care sunt asistente la Spitalul Județean fără să fie într-o anchetă epidemiologică directă.
de la ei putere s-au testat. Foarte mulți dintre ei, să știți. Da, cum s-au testat... Și-au trimis testele la Iași. Și-au trimis testele la Iași. Fără să fi fost partea unei închete epidemiologice. Acum știți cum e. Pentru, înțeleg. Probabil, pentru... Pentru siguranță, lor, pentru siguranța lor. Aproape că poți înțelege lucrul acesta dacă n-ar fi... Eu nici n-am dus într-o zonă da. Care nu aș înțelege din punct da. De vedere uman. Problema este cu numărul de teste și cu nu, dar teste importanța. Sunt. Nu, teste sunt. Sunt teste acum? Da, nu e problemă, dar teste au fost întotdeauna. Problema da. Nu e de teste. Și de prelucrarea lor. De prelucrarea lor, sigur că da, pentru că sunt până acum două săptămâni era un singur centru la Iași cu un singur aparat, real-time PCR, dar model vechi, manual, care se lucrează greu și manual. De, cred că o săptămână jumate, mai este un aparat nou la un alt centru, ICR se cheamă, sau da, da, ICR, da. La Iași, care analizează și acel aparat și cu speranța că vor mai veni aparate și la Iași, și la Suceava, și la Roman, așteptăm și la Neamț. Și la Neamț, și la Piatra. Și la Roman, eu și la Piatra. În județul Neamț, din datele pe care am și din toate discuțiile care am, trebuie să vină trei aparate. Al treilea care ar fi? Unul la Roman. Da, unul la Piatra. Care i-a ajuns în București, la Vamă, în București. Deci a ajuns... Pot să vă dau eu informația că este vămuit. Vă rog. Cum? Este vămuit deja. Deci eu n-am mai vorbit de ieri la da. Prânz pe nu, tema nu. Asta. A stat foarte... Nu pot să înțeleg cum așa ceva trebuie să stea atâta timp în Vamă, dar oricum. Ieri eram în Vamă cu speranța și cu încrederea că... 3-4 zile teoretic ar putea să devină... Săptămâna asta... Să fie în Neamț și sper să și poate lucra da. Pe el. Al doilea aparat ar fi aparatul promis de Consiliul Județean Neamț, care spun că îl cumpără. Și al treilea aparat, înțeleg, care s-a făcut deja procedură de achiziție, este la Târgu Neamț. S-a făcut deja procedura de achiziție? Da, înțeleg că domnul primar Daniel Harpa a cumpărat un aparat Real Timer PCR, a făcut tot ce înseamnă procedură și a, cred că a și virat banii, așteaptă să-i ajungă. Asta este un lucru... Și dotează și Târgu Neamț. Deci în momentul... Dacă vom avea trei aparate, e clar că nu mai avem nevoie să trimitem probe la ea și putem efectua foarte multe probe la Neamț. Bun, deci noi în momentul acesta ne uităm, ne ducem cu probele doar la Iași în condițiile în care Suceava este probabil... Merge cu probele doar la Iași și suplimentar s-a făcut, din ce mi-a spus președintele director de la DSP Neamț, s-a făcut contract și cu Sinevo la București. Da, pentru că probabil Iașu va fi asaltat de Suceava în momentul acesta. Da, și înțeleg că Sinevo la București dau foarte, foarte repede. Da, să sperăm că ajung cât mai repede toate aceste aparate. Important e cât știi mai repede care ți-s numărul de pacienți infectați cu pozitiv COVID-19, știi foarte bine să izolezi pacientul și familia lui imediat. Și riscul de răspândire este mult mai mic. Cum stăm cu capacitățile de cazare pentru cei aflați în carantină? Nu vă spun, toată lumea știe care sunt centrele aproape, dar nu le spunem noi. Eu n-am voie să le spun. Da, deci, nu, cum stăm? Ca e clar că se poate ști centrele respective, pentru că parte dintre ele sunt în locații publice. Nu, deci adică, nu are niciun fel de importanță acum. Pentru a nu avem stigma... capacitate de cazare în continuare? Pe carantină? Pe carantină. Da. Avem în Neamț. Sigur că da. Sunt județe în care nu există. Păi Vasluiu s-a închis mai devreme și primim noi, ajutăm pe cei de la Vasluiu cu 11 persoane. Așa, Telermanul s-a închis, zona Constanța s-a închis, cred că pe la Gorj. Acum, zona undeva. Constanța? Deci zona Constanța are capacitate de cazare teoretic? Da, o problemă, că nu i-au mai primit. A, nu i-au mai primit ei? Da, nu poți obligi pe cel care are o zonă hotelieră de pensiune, până la urmă o facilitate de cazare, nu poți să-l obligi. Ba. Decât prin rechiziție, dar nu suntem în stadiul ăla. Am dar la momentul ăsta nu poți să-l obligi să îți dea. Dacă omul vrea și intră într-o zonă de contractare, în regulă, dacă nu vrea, n-ai ce-i face. S-a stabilit și locație pentru personalul medical, care, vorbind doar de cei care sunt contact direcție apropiați a unor persoane pozitive și care nu vor să-și efectueze autoizolarea acasă pentru a nu supune riscului și familia, putem discuta pentru aceste cadre medicale de o formă de autoizolare instituționalizată într-o zonă de carantină, în regim hotelier, dacă vreți, în Piatra Neamț. Bun. Au fost trei momente în care lumea s-a speriat foarte tare în Neamț și care puteau
sau poate constituie, eu nu mă pricep, centre de răspândire a infecției. Festivalul, concursul acela de dans. Și din fericire nu a explodat de acolo. Deci, eu asta vreau ca să știu din anchetele făcute. Deci din datele pe care le avem noi acum, vă pot spune că la acel concurs de dans au participat în total vreo 4.000 de persoane. Nu toți odată. Nu toți odată. Dar da, în total au fost aproximativ 4.000 de persoane care s-au perindat la acel festival, concurs de dans, cum vreți să-l numim. Am avut și noi temeri în zona respectivă că de acolo poate să fie o explozie, dacă vreți, de COVID-19. Din fericire, nu a existat un astfel de scenariu, nu ne-am întâlnit cu el. Deci pe zona respectivă poate să existe o stare de liniște că nu a explodat răspândirea. Am vrut neapărat să facem aceste precizări. Un alt focar despre care s-a discutat ar fi, eu vorbesc nu că s-a discutat la nivelul dumneavoastră, vorbesc în medii din oraș, zona Unic, acolo unde Dumnezeu să-l odihnească Vasile Oatu, a fost acolo bolnă. Mai vedem, dar nici acolo nu a fost o explozie deocamdată. Nici acolo nu. De COVID-19, dar acolo de la perioada 1 martie, suntem în 31 astăzi, e clar că nu mai are ce să apară suplimentar de la concursul de dans. Dacă venim mai aproape și vorbim de cazul regretatului Oatu, mai așteptăm puțin timp. Dar nu există astăzi o zonă în care să ne dea senzația că în jurul lui poate să fie o explozie de cazuistică COVID. Și al treilea? Cred că, nu știu, sigur, iarăși n-am date, am înțeles undeva în zona Târgu Neamț, ar mai fi tot așa o zonă de focar? E o zonă, da. Nu în Târgu Neamț, ci în zona Târgu Neamț. În zonă, da. Am înțeles. Dar nu e un focar puternic, ca să zic așa, care de, să riscă, să riscă nu sub control, extinde. Da? Pe toate persoanele de acolo sunt internate. Am înțeles. Domnule prefect, dacă mai este de transmis ceva acum, care considerați că este foarte important, pentru că eu aș transmite și eu un mesaj tuturor acelora care fac politică. Nu mai transmiteți mesaje politice care să ajungă acum cu semnale de tot felul la populație. Nu mai interesează, vă spun eu, pe nimeni politica în aceste momente. Iar dacă transmiteți mesaje politice, vă garantez, cu scurta experiență pe care o am în presă, că vă faceți rău, singuri. Subscriu la ce a spus domnul Bălănescu. Nu îmi permit să dau sfatul neapărat actorilor politici și nici nu-i momentul, dar există o reticență extrem, extrem de mare, pe care o simt și eu din toate discuțiile pe care le am cu cetățenii, față de tot ceea ce înseamnă politic la acest moment. Adică politicul trebuie să fie în banca lui, și să facă ce trebuia să facă până nu acum. Nu ceartă, nu scandal, exact. Nu să încerce unul să iasă mai în față, să-l acuze pe celălalt sau altul să-l acuze pe celălalt. Acest sfat și îndemn dat de dumneavoastră este unul perfect real și foarte corect pe care l-ați dat. Din păcate, există și nu o să vreau să dau nume pentru că nu vreau să fie interpretat că am ceva cu cineva, dar mai există un om și oameni pe lângă acest om care în continuare încearcă din toate căile posibile și imposibile să se agațe pe această zonă pe care o traversăm acum, o zonă grea, o zonă dificilă, și vrea să fie primul în tot ceea ce face, vrea să arate că doar el face, să vă spun ceva, că dă ordine, că dă dispoziții autorităților locale, autorităților județene, că el rezolvă și gestionează tot. Eu un lucru vă spun. Să nu încerce să se încarce cu prea multe lucruri pe care rezolvă și să nu rezolve nimic. Că am mai făcut lucrul ăsta și specialist. Și mare păcat e, pentru că dacă își încurcă lucrurile pe care trebuie să le facă, vom avea cu toții de suferit. Și eu zic că un singur lucru trebuie să facă acea persoană, să aibă grijă de Spitalul Județean Neamț. Dacă are grijă de spital, poate să considere că își face niște lucruri bune. Dacă vrea să le facă pe toate deodată și să certe cu toată lumea, eu consider că nu e bine.
Eu am mai spus de aici, de la acest microfon, că fiecare ar trebui să-și vadă de treaba lui. Corect. Și să-și o facă așa cum are în fișa postului, așa cum ar trebui să facă. Și eu nu sunt adept în aceste momente să ne uităm înapoi ce nu s-a făcut. Pentru că aici ar fi o discuție infernală. Păi, cum spunea telespectatorul nostru, facem o discuție de 30 de ani și până acum, în prezent. Da, exact. Trebuie să vedem ce facem acum. Deci, haideți acum să lăsăm toate la o parte și să facem niște lucruri care să ajute. Mă uitam ieri și vă spun, nu am pălărie, nici păr foarte mult nu mai am, dar considerați că îmi scot pălăria pentru toți cei care fac lucruri. Nu puteți să vă închipuiți cât bucurie a fost la ATI, unde ei sunt în prima linie acolo, când au primit, făcute de o societate, eu nu mă feresc să spun, Lera, prin Vivid, au primit niște măsuțe speciale pe rotile din aluminiu, pe care se poate pune medicamentația, ce e nevoie pentru bolnav. De ce s-au bucurat? Pentru că acele măsuțe, unul, se deplasează foarte, le duci foarte ușor, doi, se dezinfectează foarte, foarte ușor. Și îi ajută extraordinar de mult. Încă, da. Sunt lucruri simple, aparent. Dar în realitate nu e așa. S-au bucurat pentru costumele acelea speciale pe care le-au primit. În mod normal, ar fi trebuit să aibă mai multe. De aceea eu îmi scot pălăria în fața tuturor celor care fac asemenea gesturi și aproape că n-ai ce să mai spui. Da. Domnul Corect. Prefect, o ultimă întrebare și încheiem Corect. Aici. Asta nu înseamnă că nu o să mai facem întâlniri sau vorbim prin telefon. Care sunt șansele să se ajungă în Neamț la ceea ce se întâmplă în Suceava, raportându-ne la ce știm în acest moment? La momentul ăsta foarte mici. Foarte mici. La momentul ăsta foarte mici. Pentru că situația a fost corect administrată, dacă vreți, sau corect gestionată de autorități în general. Și poate și populația, înțeles, pentru că în Neamț a fost o informare, cel puțin din partea presei, foarte constantă. Corectă. Dacă la Spitalul Județean Neamț managementul actual își va face bine și ordonat treaba și va respecta protocoalele, riscurile vor fi mici. Dacă nu vor respecta protocoalele, vorbesc de management, nu vorbesc de doctor, nu vorbesc de asistente, vorbesc doar de management. Dacă nu își va face bine treaba, dacă vom avea aceeași atitudine că ne ținem măștile pe undeva pentru noi și nu le dăm la UPU, dacă avem aceeași atitudine că îl simpatizăm pe unul și nu îl simpatizăm pe alt domn sau doamnă doctor și pe unul îl ajutăm și pe unul nu îl ajutăm, dacă nu-și fac repede organizarea, pentru că Spitalul Județean să se organizeze. Spitalul Județean Neamț are 800 și ceva de paturi în total, 883 dacă nu mă înșel. Și dar, în momentul ăsta nu știu câte sunt pregătite. Dar Spitalul Județean Neamț trebuie să-și aibă în primul rând locurile pentru COVID, simplu, și după aia să aibă secțiile pentru COVID cu patologie asociată, adică COVID cu cardiologie, COVID cu hepatic sau ce vreți dumneavoastră, COVID cu chirurgie, COVID cu ORL sau cu ce vreți dumneavoastră, cu alte patologii pediatrie, asociate. Etc., da. Dar prima dată să ai secția mare de COVID. La ora asta lucrurile, și nu o să intru în detalii, din punct de vedere doar organizatoric spun, nu sunt corect sau foarte bine așezate. Asta nu înseamnă că sunt nici rău așezate. Dar acest număr de patru doar pentru bolnav COVID simplu trebuie să se mărească imediat. Este o adresă din 24. Noi suntem în 39, din 24 luna curentă, prin care Ministrul Sănătății spune că în 48 de ore se externează toată cazuistica care suportă tratament acasă. Tot ce este grav rămâne și se tratează, tot ce suportă amânare pentru internări suplimentare sau intervenții chirurgicale se amână. Și se creează spații pentru COVID. Ori suntem într-un scenariu care de o săptămână lucrurile astea au început să se întâmple, nu spune nimeni că nu, dar nu sunt 100% corect așezate. Și Spitalul Județean Neamț e un spital pavilionar. Nu e foarte, foarte simplu să așezi secțiile, să le reașezi, să le regândești din mers.
Dar pe de altă parte, fiind pavilionar, poți să-ți iei un pavilion întreg, să spui, domnule, ce fac doar COVID. Anulez orice secție am aici și fac COVID și mă duc în partea aia. Te spun că eu vorbesc nu ca un specialist, da, dar da, ca un om care înțeleg o zonă de coordonare. Trebuie să existe mai multă implicare din partea managementului spitalului pentru a da doctorilor încredere, pentru a aici da este marea problemă. Încredere, pentru a-i ține cu echipamente și cu ce au nevoie. De conferințe de presă ale domnului manager le-am tot văzut. În realitate lucrurile nu știu dacă stau cum le prezintă dumneavoastră în conferințele de presă. Și de asta vin și doctori, cum ați întrebat dumneavoastră la începutul emisiunii și am evitat ușor răspunsul, că da, există discuții în cadrul spitalului. Doctori, cadre medicale, asistenți, care ajung și la dumneavoastră, ajung și la mine. Că avem prieteni, avem cunoștințe cu toții, avem oameni cu care interacționăm și spun că da, au o îngrijorare. Sunt oameni care vin din alte zone, administrativă, vin și din altă zonă, a Parlamentului, și care, și nu o să le spun niciodată numele, și care vin și să spun, domnule, la, nu, sunt la niște lucruri, nu sunt ok cu managementul spitalului. Eu de asta am și atras atenția ieri. Nu am absolut niciun fel de problemă să dea Dumnezeu ca domnul manager să-și facă bine treaba, să le așeze lucrurile într-o zonă de echilibru, să dea încredere cadrelor medicale, și să-și facă treaba bine, că n-are nimeni, Doamne ferește, nimic cu el. Toți ne dorim să trecem din această problemă, să ieșim cu bine și să managerem bine. Dar când vorbim de spital, avem nevoie acolo de un specialist care să știe protocoale, să știe ce are de făcut. Eu sper ca dumnealui să știe ce are de făcut sau să fie învățat foarte repede, într-un ritm alert și să genereze lucrurile ok. Aud foarte mulți doctori sau cadre medicale care spun lucruri, dar spun, domnule, noi nu vrem să vorbim, noi nu vrem să ne expunem, noi nu vrem să se audă numele nostru. Păi de ce? Că ne frică. Păi de ce? Că ne dă afară. Cine? O să mă opresc aici. Dar sunt mulți care spun treaba asta și probabil și la dumneavoastră ajung informații de genul ăsta și la alți colegi de noastră din presă și la alți oameni din administrație sau din alte zone. Din păcate, și e păcat. Spitalul a fost prins așa cumva cu schimbarea managerului chiar în momentul în care COVID. Criza a izbucnit, lucrurile nu sunt în regulă, probabil că trebuia o perioadă de acomodare. Acolo este un om care se pricepe, doamna Bercea. Da, și eu cu ea vorbesc. Am înțeles că acum este un nou medic epidemiolog, domnul Herghelegiu, care se ocupă... Da. Deci, și mai transferăm astăzi de la 2. Încă 2. Un internist și un e nevoie de asemenea medici în spital, mai ales dacă el se transformă în spital COVID, pentru tratarea COVID. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, într-un minut aș încerca să fac o recapitulare pe baza datelor care sunt acum. Nu există în acest moment și nici în perioada apropiată posibilitatea repetării scenariului Suceava în Neamț. Sper că și la granița județului, între județe, sunt lucrurile făcute cum trebuie. Erau filtre. Sunt filtre. De azi noapte, sigur. Da. Așa. Marea îngrijorare privind concursul de dans poate fi considerat în acest moment depășită. Nu avem focare foarte mari în județ, cel puțin până în acest moment. Și un lucru mai trebuia. Cum e cu materialele care vin prin Ministerul Sănătății? Există undeva? Sunteți anunțați sau ele vin direct spre spitale? Pe de o parte vin prin Ministerul Sănătății, pe de o parte prin ISU. ISU ne anunță, da, Ministerul Sănătății ne anunță. Chiar astăzi o să trimitem din nou adresa la Ministerul Sănătății. Așa. Deci cam asta e. Vă doresc cele bune și ne vom vedea la cafeaua de dimineață în mod sigur joi, pentru că vom face o emisiune specială împreună cu doctorul Harbuz. Și sper să avem și un invitat din zona DSP-ului. Chiar aș fi bucuros dacă s-ar găsi o posibilitate. Pentru că atunci când vine un specialist, vorbește mai bine decât noi doi pe partea de partea medicală și de indicație. Acum depinde ce gânduri are domnul Harbuz. Dacă vreți, vin eu. A, nu, nu. Să vorbesc cu domnul Harbuz. Cu domnul Harbuz puteți vorbi oricând la noi în emisiune, dacă doriți. Dar nu, noi chiar facem emisiuni legate strict pe partea de prevenție și pe partea de informare în
cel puțin aici pe Mesagerul de Neam și la cafeaua de dimineață. Vă mulțumesc, multă sănătate, multă sănătate și aveți grijă de cei aflați în prima linie. Acolo este punctul cel mai important, pentru că dacă acolo se produce o greșeală, cum a fost cea de la Suceava, ne putem aștepta păi la să vă spun un lucru și încerc da. Că intervin pe sănătatea ca să nu e nicio problemă. Vis-a-vis de pacientul care a fost plimbat de două ori de acasă la spital, spital, casă și înapoi la spital și iarăși acasă și după abia a treia oară a fost primit în spital, testat, confirmat pozitiv, scos noaptea cu targa, dezbrăcat, că știți pozele din presă. Eu și cunosc pe persoană. Cunosc persoana. Dus cu smurdul la Iași. Păi persoana respectivă, testată pozitiv, doar modul în care a fost plimbat în curtea spitalului și până la smurd care l-a luat și l-a transportat la Iași, ăla putea infecta foarte mulți oameni și putea avea noi la Neamț, aproape Suceava, puteam fi foarte aproape de Suceava, să fim un Suceava 2. Dau exemplu ca Suceava, exemplu negativ la ce s-a întâmplat acolo. Deci doar transportarea acelui pacient și nerespectarea protocolului. Bine, am mai avut și cazul Oatu în care el n-a declarat, deci sunt lucruri. Avem și cazul Oatu în care el n-a declarat. Acolo e altă poveste, că n-a declarat omul. Da. Cu toate că era simptomatic când a ajuns el, trebuia și în cazul Oatu trebuia preluat și tratat ca un caz suspect, pentru că era simptomatic când s-a adresat spitalului. Că n-a vrut dumnealui să declare, sau cel puțin asta a apărut, că n-a declarat exact niște lucruri, asta... Dacă a făcut așa, e păcatul lui, să zic. Dar în cazul celălalt, să nu respecti protocoalele spitalice și să-l trimiți pe omul echipat cum trebuie și să-l expui riscurile, cadrele medicale sau oamenii cu care a interacționat, lasă de dorit din punctul meu de vedere. Avem vreo, dacă se poate, vreo veste în legătură cu starea de sănătate a acestui om? N-am voie să dau detalii, am înțeles. Dar okay. Cum sunteți și dumneavoastră și eu, oameni încrezători și pozitivi, am înțeles. Vă mulțumesc, oameni buni, ne oprim aici. Îmi pare rău că văd că interesul este major, dar orice emisiune are și un final. Cele bune, la revedere, să ne vedem sănătoși cu toții cât de des se poate.